suntem în București ca să vă lăuriți din primul moment, dar ce știu e că vă place când vă arătăm locuri unde se mănâncă. Despre cele două it-uri, ca să zic așa, vom vorbi. Unul este It etc. și celălalt este It Society. Amândouă împreună, ideea e că în ele puteți să mergeți să vă bucurați de mamă. Niște chestii absolut superbe. Gazda noastră va fi It-ul, la modul general. 20 de minute de acum încolo, vizionarea plăcută. Intrăm în povești, intrăm despre ce, cum și în ce fel puteți mânca la iturile, cele două ituri, cu splendoarea asta de fată care e lângă mine, pe care o salut și o întreb și cum se cheamă. Sunt Miruna Nedef. Mirunica. Ne cunoaștem. Ce faci, Mirunica? Bine, după o zi de muncă, deși suntem la jumătatea zilei, noi cam acum terminăm programul. Că sunt roboței, sunt furnicile care ies la păpică, aici cel puțin în zona aceasta în care, hai să și lămurim, unde sunt cele două locații, cea în care iată ne aflăm, Meet etc. și cea, eu am zis Piața Victoriei, dar să și punctăm exact ca și adresa. Cealaltă locație se desfășoară pe Bulevardul, Bulevardul Aviatorilor numărul 8. Este situată în acea clădire de birouri pe care ai văzut-o și tu și este într-adevăr o clădire superbă. Fix lângă guvern? Da, este fix lângă guvern, chiar suntem față în față cu laterala stângă a guvernului. Și cea unde ne aflăm? It etc.? It etc., de fapt avem două locații, da. It etc., aceasta este pe Bulevardul Dimitrie Pompei 57 și mai avem încă una, cea cu care am debutat absolut totul, pe Bulevardul Dimitrie Pompei 10A. Aceasta este în complexul Hermes, că așa am înțeles că se cheamă acest complex de clădiri de birouri. Aici, ce capacitate avem? Avem 1000 de metri pătrați, dintre care 600 de metri pătrați de sală de mese și 400 de metri pătrați de bucătărie. Ce vedeți în spatele pereților este cu adevărat motorul a ceea ce se întâmplă. Uzina, efectiv. Corect. Avem mai mulți oameni decât își imaginează toată lumea. Oameni de servici toată povestea asta, chiar. Dacă tot ai ridicat-o la fileu, acum eu știi că am volei. Pac! Vin și servesc. În total suntem 100 de oameni, nu avem decât un bucătar și un barista la cafea și 3 oameni la linie, noi avem oameni pe toate departamentele, avem manageri de locație, în locația aceasta unde volumul este cel mai mare avem 2 manageri, pe lângă asta avem și un manager ce se ocupă direct cu furnizorii, avem un manager de marketing care se ocupă de Facebook-ul și Instagram-ul nostru, de site. Iar cum vă găsește lumea pe Facebook, pe Instagram? Foarte simplu, EAT ETK. Iar la celălalt business din Piața Victoriei suntem It Society.